Fraților, Transnistria e o zonă, un teritoriu, o parte din Moldova, care deși pe hartă se află în Moldova, în suflet visează rusește. Oamenii care trăiesc acolo ar dori de fapt să fie parte din Rusia sau măcar să se rupă de Moldova. E o limbă de pământ de vreo 400 de km lungime și vreo 4000 de km pătrat suprafață de-a lungul râului Nistru, în principal în stânga lui. Istoric e o regiune mai degrabă rusească decât moldovenească, deși boierii moldoveni aveau terenuri și peste Nistru. Politic e o regiune care e în interiorul Republicii Moldova, dar care crede că e propriul stat. E un stat în stat pe care Moldova și comunitatea internațională nu îl recunosc. De fapt, nimeni nu prea îl recunoaște. Nimeni nu-ți poate spune cu certitudine ce e acolo. E un județ al Moldovei? E un teritoriu independent? E Rusia? Ce e? Militar e un loc în care rușii au încă armată staționată. Armata se află acolo în zonă teoretic ca forță de menținere a păcii. Practic însă, rușii cu armata lor mențin de fapt acel conflict înghețat. În momentul de față, Transnistria e o problemă imposibil de rezolvat a Moldovei. Problemă cu atât mai gravă cu cât țara asta e chiar acum sfâșiată ideologic, trasă simultan în direcții opuse, de Occident și de Rusia, de Vest și de Est. Despre asta vom vorbi și noi astăzi. Subiectul e cu atât mai fierbinte dacă te gândești că pe 11 iulie, în Moldova, au loc alegeri. Mai ții de cum e să aștepți să vină cineva și să-l tot aștepți și să tot nu vină? Ei bine, pentru bunicul meu, cei așteptați au fost americanii. Tocmai ce se terminase al doilea război mondial și bătrânul de astăzi era pe atunci un tânăr proaspăt ajuns în ploiești, care se tot uita înspre vest și aștepta cu sufletul la gură venirea americanilor. Să vină vestul și să-l salveze, să-l scape de comuniști. Alături de el erau mulți alți tineri, la fel de frumoși și la fel de neliberi, care aveau aceleași gânduri și care au sperat o vreme că eliberarea va veni dinspre vest. Din păcate, zi de zi, în ciuda speranțelor multor români, țara noastră se apropia mai mult de est, adică de Rusia. Dominația sovietică stabilită în perioada aia și adusă cu tancurile la noi în țară va dura decenii. Pentru bunicul meu, singurul contact cu americanii venise în 1944, când ăștia bombardaseră cu maximă convingere tot ce putea fi bombardat în Ploiești, inclusiv rafineriile și gara. Atunci, americanii au zburat pe deasupra orașului, au distrus cât de mult au putut și au plecat în grabă. N-aveau să se mai întoarcă în următorii 50 de ani. În clipul de astăzi o vom lua și noi pe un drum asemănător cu cel făcut de bunicul meu, doar că la 75 de ani distanță, trecând peste o graniță și câteva sute de kilometri mai spre est. Astăzi încercăm, din scaunele noastre comode, să privim spre Transnistria. Geografic, călătoria e una an spre est, dar pe noi ne interesează mai mult cum se simte mental distanța asta. Dacă oamenii de acolo privesc și visează către est, ca în România din tinerețea bunicului meu, sau și au întors privirea spre vest, așa cum face România astăzi. Transnistria e o fâșie de pământ unde oamenii sunt blocați între un trecut care a dispărut și un viitor care tot întârzie să apară. E vorba de niște oameni care îi așteaptă pe ruși, deși rușii nu au plecat niciodată de acolo. Culmea, chiar dacă nu au plecat, nu vor veni niciodată, așa cum ar vrea oamenii de acolo, de fapt. Unii spun că vorbim despre un stat care există de 30 de ani, dar pe care nimeni nu-l recunoaște. Un stat bastard, creat din spumele de strămării URSS, în care, vorba poetului, trecutul nu a murit, nici măcar nu e trecut. Alții spun că vorbim despre niște răzvrătiți, rătăciți, mâniați în luptă și manipulați de interesele cinice rusești. De 30 de ani încoace, Transnistria se află într-un purgatoriu geopolitic, un așa-numit conflict înghețat, un conflict în care, deși au fost lupte, nu s-a rezolvat nimic. Te lupți până nu mai poți, și la final nu cazi de acord, dar nici nu mai poți continua lupta. Ce rămâne de făcut? După un scurt război civil încheiat în 1992, Transnistria a rămas suspendată între vest și est. Ce e de fapt acest conflict? Și de ce încă mai e acolo? Cine îi așteaptă încă pe ruși? Și cine nu? Dar mai ales, de ce? Care e rolul Rusiei în toată povestea? De ce e atât de greu să găsești o soluție? Există vrâna? Și dacă da, care este? Mai ales însă, ce înseamnă toate astea pentru oamenii de acolo, dar și pentru noi? Astea sunt întrebările pe care urmează să le abordăm astăzi cu ajutorul celor de la Veridica.ro, o publicație românească cu o echipă excelentă specializată în monitorizarea, analiza și demontarea campaniilor de fake news, dezinformare și manipulare din Europa Centrală și de Est. Așadar, vă ordon treceți prutul. E timpul să vorbim despre Transnistria. Mergând un pic în negurile istoriei, sursa situației de astăzi vine tocmai din 1924. După un secol de stăpânire în Basarabia, rușii pierduseră teritoriul, care devenise partea României încă din 1918. Ei primiseră Basarabia prima oară în 1812 și în secolul care trecuse se obișnuiseră cu jucăria și nu prea mai voiau să se despartă de ea. Pentru ruși, faptul că pierduseră Basarabia era inacceptabil, iar una dintre metodele la care s-au gândit ca să submineze situația a fost să creeze o Republică Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească în stânga Nistrului. Un fel de Moldova 2, mai furioasă și mai iute. Transnistria era partea ei, era o construcție artificială, un stat moldovenesc în care majoritatea locuitorilor erau etnici ucraineni sau ruși. Momentan, Basarabia era pământ românesc. A venit însă al doilea război mondial și rușii au redevenit stăpânii întregii zone. Basarabia reintra între gardurile Uniunii Sovietice, iar la sfârșitul războiului, zona a fost reorganizată administrativ. Dându-și seama că Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească e un nume cam lung, sovieticii au tăiat cuvântul autonomă din denumire. Din nefericire, noua Republică Sovietică Socialistă Moldovenească avea și alte probleme. Culmea, schimbând numele, n-au reușit să rezolve totul. Modul în care desenaseră rușii granițele țării a creat multe alte bătăi de cap de atunci încoace. Sovieticii puseseră acolo nu doar Basarabia, ci și această mică zonă de peste Nistru pe nume Transnistria. Nu doar că cele două zone erau destul de diferite, etnic și din perspectivă istorică, dar sovieticii au mai făcut o șmecherie. Banii pe care i-au băgat în Moldova, i-au băgat de fapt în Transnistria. Investițiile majore industriale au fost făcute în acest teritoriu rusesc, care e aproximativ o zecime din tot teritoriul Republicii Moldovenești. Nu e clar dacă a fost o politică de asigurare. Să aibă cu ce să șantajeze țara în caz că își îndreaptă privirea spre vest. Dar asta s-a întâmplat. Premeditată sau nu, consecințele economice ale alegerii respective sunt în continuare acolo. Transnistria a fost mai industrializată, în timp ce Basarabia a rămas mai degrabă o zonă agricolă în perioada comunistă. Mai mult, singura centrală electrică majoră a fost construită pe malul stâng al Nistrului. În felul ăsta, toată Moldova depindea energetic de Transnistria. Cât timp ambele părți se aflau sub control și coordonare drăgăstoasă de la Moscova, totul a fost fain făinuț. Erau diferiți, dar conviețuiau acceptabil. Lucrurile nu au rămas însă mereu așa. La sfârșitul anilor 80, lanțul de iubire a început să se rupă și Uniunea Sovietică s-a destrămat ca un castel de cărți de joc cu finalul procesului în 1991. Fiecare dintre cele 15 republici componente ale URSS a luat-o pe drumul ei. Moldova a făcut la fel. În contextul reformelor permise de venirea lui Gorbaciov la putere, s-a creat o mișcare politică numită Frontul Popular din Moldova, care a reușit să impună în august 1989 adoptarea limbii moldovenești ca limbă de stat și revenirea la alfabetul latin. Până atunci, rusa și alfabetul chirilic erau dominante, iar politica de stat era una de rusificare. Lucrurile au escaladat repede după aceea, iar în iunie 1990 Parlamentul Moldovean adopta declarația legată de suveranitatea Republicii Sovietice Moldova. Apoi, în iunie 1991, se decidea schimbarea denumirii statului în Republica Moldova. În august, Republica Moldova își declara independența și, în martie 1992, era deja membru ONU, universal recunoscută ca stat. Toate bune și frumoase. Ai putea spune că fusese un divorț amiabil, rapid și fără strigături. Moldova putea merge acum pe drumul ei, separat de URSS. N-a fost însă deloc așa. Și aici intervine în peisaj această bucată de pământ de peste Nistru, numită Transnistria. Ei erau complet nemulțumiți de cum se întâmplase toată treaba. Nu le plăcea nici faptul că rusa nu mai era limba oficială, nici că se impunea alfabetul latin în dauna celui chirilic folosit în Rusia. Mai important, nu erau de acord cu despărțirea de trecutul sovietic. În plus, dorința anumitor cercuri politice de la Chișinău de a promova o unire cu România era ceva inacceptabil pentru transnistreni. Ei și-ar fi dorit ca lucrurile să rămână așa cum fuseseră odată, ca lanțul de iubire între popoarele sovietice prietene să nu se rupă. După destrămarea URSS, visele astea deveniseră imposibile, dar cei din Transnistria doreau ca măcar legătura cu Rusia să rămână una puternică sub o formă sau alta și nu doreau o relație mai apropiată cu vestul. Din toate motivele astea, au proclamat și ei, în paralel cu cei de la Chișinău, o republică moldovenească nistreană, cu reședința la Tiraspol, al doilea oraș ca mărime din Moldova și cel mai mare de pe malul stâng al Nistrului. Au început deci și ei un proces de despărțire, dar nu de URSS, ci de moldovenii de peste Nistru. Din nou, nu e clar dacă a fost ceva premeditat sau nu, și dacă au existat încurajări dinspre Moscova. Dar Transnistria era o bombă cu ceas pusă în interiorul statului moldovean, amorsată și gata să explodeze. Și fix asta a făcut. A urmat un război civil între cele două părți, început în 1990, întâi prin poziționări politice diferite și confruntări sporadice. A continuat apoi prin eliminarea autorităților moldovenești din stânga Nistrului, mai ales în decursul anului 1991. Faza militară, cea mai fierbinte a conflictului, a început după ce Moldova a fost recunoscută de ONU ca stat membru în martie 1992 și a continuat până în iunie același an. Poate că trupele moldovenești ar fi putut să înfrângă rebeliunea transnistreană, dacă în cameră nu erau și câteva mii de soldați ruși staționați în Transnistria, care teoretic la început păreau să fie neutri. Spre finalul războiului însă, rușii au pactizat cu rebelii, iar când la conducerea armatei a 14 a, a venit generalul Alexander Lebed, lucrurile s-au schimbat complet. Nu era foarte dificil să vezi care e perspectiva lui Lebed asupra conflictului. El îi sprijinea fățiși pe transnistreni. A spus pe cât de cinic, pe atât de simplu, dacă moldovenii nu opresc războiul, voi lua micul dejun la Tiraspol, prânzul la Chișinău și cina la București. Intrarea rușilor în conflict a dus la încheierea părții militare a lui, dar conflictul nu a dispărut, doar a luat altă formă. Jana nu e moartă, Jana se transformă. De 30 de ani încoace, situația apare că a rămas în poziția de atunci. Hai să vedem cum arată mai exact. Finalul războiului din 1992 arătase că firava armată moldovenească nu putea cuceri Transnistria cu trupele rusești și forțele paramilitare separatiste deja organizate acolo. S-a semnat un acord între președintele moldovean și președintele rus în iulie 1992 pentru încetarea focului, dar nu s-a tranșat niciodată una dintre problemele majore care duseseră la conflict. Trupele rusești au rămas acolo, titulatura oficială fiind de trupe de menținere a păcii. Transnistria n-a obținut independența sau desprinderea de Chișinău, dar nici Moldova nu a mai reușit să controleze teritoriul de peste Nistru de la acel moment. Prima a devenit un stat fantomă, nerecunoscut de nimeni. A doua are și ea fantomele ei. E ca un bolnav cu un membru amputat care simte că ar fi acolo, ar vrea să-l miște, dar nu-l mai poate controla. În plus, cu o parte a teritoriului pe care nu o putea controla, perspectivele Moldovei de a ieși din neutralitatea adoptată în 1994, odată cu Constituția, și a privi spre vest, către UE și poate chiar către NATO, rămâneau dificile. Riscul era ca Moldova să rămână pe termen lung într-o zonă gri, blocată între Est și Vest. Din toate cauzele astea, relația între Moldova și Transnistria n-a fost niciodată apoi simplă, cu sechelele războiului civil și diferența de perspectivă asupra viitorului, îngreunând orice dialog. Ce a complicat și mai tare situația și a dus la înghețarea conflictului a fost prezența Rusului, cel de-al treilea personaj în relație. A fost deci mai degrabă un triunghi conjugal, cu Rusia intervenind în viața acestui cuplu disfuncțional. În relația cu statele vecine, foste republici sovietice, Rusia e fix ca persoana aia posesivă, care nu renunță, deși relația e gata de mult. Nu poate accepta că partenerul, fie el Moldova sau Ucraina, spre exemplu, vrea să încerce și altceva. Pur și simplu e în negare și folosește toate metodele posibile ca să încerce să reia relația. Uneori îi îngroapă în bani, alteori ori îi amenință cu dezgroparea scheletelor din Dulap sau cu un proces de partaj din care să iasă la iveală secrete dureroase. Cu alte cuvinte, pe lângă diferențele și certurile dintre regimurile de pe cele două maluri ale Nistrului, conflictul a devenit unul imposibil de rezolvat și din alte considerente. Transnistria e, într-un fel, instrumentul pentru a exprima incapacitatea de a accepta că poate uneori cel mai bine e să ai o despărțire amiabilă. În cazul ăsta, între Moldova și Rusia. Înghețarea conflictului e metoda Rusiei de a ține Moldova o statică, blocată. După ce au realizat că vor Moldova cât mai aproape de sfera lor de influență, rușii au înțeles că pot profita și de reversul medaliei. Dezghețarea conflictului, imposibilă fără acordul rusesc, ar fi putut însemna o reapropiere a Moldovei de Moscova. În ultimii 30 de ani, Moldova s-a orientat mai degrabă către vest. Lumina nu a mai venit dinspre răsărit. Refuzând să accepte această schimbare, Rusia a oscilat și ea între două atitudini. Pe de o parte, a încercat să se apropie de Moldova. În același timp, a încercat să faulteze încercările Moldovei de a crea relații alternative și a ieși din sfera de influență rusească. Pentru ruși, Transnistria și dezghețarea conflictului de acolo a fost una dintre soluțiile cele mai la îndemână pentru ambele strategii. În timp ce Rusia s-a folosit de Transnistria pentru a controla Moldova, și Transnistria s-a ajutat cu Rusia. Pe de o parte, prezența trupelor rusești face imposibilă orice încercare de a rezolva situația fără acceptul lor, pe cale militară sau pașnică. În plus, Rusia e acel sugar daddy de care regimul separatist și o parte a locuitorilor din zonă are nevoie pentru a supraviețui economic. Fără sprijinul rusesc, regimul ar fi fost falimentar de mult. Ei finanțează deficitul nesustenabil al tiraspolului plătesc pensii și dau energie, petrol și gaze ieftine sub prețul pieței. Pe de altă parte, conflictul înghețat e unul dintre motivele pentru care Moldova a rămas multă vreme în această zonă gri a geopoliticii. Obiectivul rusesc de a bloca pierderea Moldovei în favoarea vestului a fost atins multă vreme, inclusiv pe baza acestei situații. Moscova e satisfăcută. Chiar dacă o parte a societății moldovenești a tot încercat, mai ales în ultimii ani, să meargă în direcția a Uniunii Europene, e aproape imposibil pentru Moldova să ajungă membru al clubului în condițiile actuale. În fond, e un stat care nu își controlează tot teritoriul. Pentru multă vreme, până la schimbarea de regim și relații Rusia-Ucraina post-2014, nu își controla nici cei aproape 500 de km de graniță estică. Ca să înceapă o relație nouă, Moldova ar trebui să-și încheie socotelile cu această rămășiță a fostei apartenențe sovietice. Rezolvarea conflictului printr-o dezghețare pașnică e o treabă complicată, mai ales pentru că cele trei părți, Moldova, Transnistria și Rusia, au fiecare o părere diferită despre cum ar trebui să arate soluția. Cea mai mare parte a moldovenilor ar vrea să recapete controlul asupra Transnistriei. În fond, comunitatea internațională recunoaște teritoriul ca fiind partea statului moldovean. Transnistria ar vrea să se desprindă de Moldova, fie ca stat independent, fie direct ca partea Rusiei. Important e că privirea lor e mai degrabă înspre Est. Rușii, în schimb, au preferat în ultimii 30 de ani să nu accepte ideea separatistă, despărțirea Transnistriei de Moldova. Ei au promovat mai degrabă crearea unei federații asimetrice, un stat federal în care Transnistria și Găgăuzia, două regiuni care ar avea un statut distinct și putere de veto în federație, ar fi putut bloca orice tendință a majorității moldovene de a merge prea mult spre vest, spre România sau spre UE. Da, ați auzit bine, pe lângă Transnistria mai e o zonă cu probleme, ca și cum tot scandalul de la Nistru n-ar fi fost de ajuns. În sud-vestul Basarabiei, găgăuzii, o populație de origine turcică, au format o regiune autonomă, recunoscută de statul moldovean, cu vreo 150.000 de oameni și vreo 2.000 de km pătrați, care e și ea mai degrabă îndreptată spre est. Din fericire, acolo nu a fost cazul unui conflict armat sau unei inițiative separatiste. Totuși, asemănător cu ce se întâmplă în Transnistria, Găgăuzii au făcut un referendum în 2014, în care întrebările au marșat fix pe fricile populației rusofone, la fel ca în Transnistria. Cele două întrebări au sunat așa: Doriți ca Găgăuzia să adere la Uniunea Vamală Rusia-Bielorusia-Kazakhstan și să nu încheie un acord de asociere cu Uniunea Europeană? În paranteză fiind spus. Sau, sunteți pentru autodeterminarea Găgăuziei în cazul în care Moldova și-ar pierde independența? În paranteză, și s-ar reuni cu România? Răspunsul la ambele a fost un covârșitor da. În Transnistria au fost organizate șase referendumuri de acest gen în ultimii 30 de ani, cu întrebări și rezultate similare. Revenind, soluția rusească la problema transnistreană e una care satisface nevoia Rusiei de a păstra Moldova, măcar într-o zonă neutră, dacă o revenire la relația de dinainte e imposibilă. Soluția pare că împacă capra integrității statale a Moldovei cu dorința de autonomie și gvasi independență a separatiștilor din Transnistria. Principalele propuneri concrete pentru rezolvarea conflictului au fost memorandumuri propuse de ruși, memorandumul Primakov din 1997 și memorandumul Kozak din 2003. Ele au cristalizat o soluție ingenios periculoasă, un fel de contract postnupțial în care Rusia târnă o piatră de moară la gâtul Republicii Moldova. Cel mai aproape de a fi acceptat a fost memorandumul Kozak în 2003. Era o inițiativă susținută de noul lider de la Kremlin, de la acel moment, Vladimir Putin. Domnul Kozak era de altfel membru al administrației prezidențiale ruse. Negocierile au început în 2002. Președintele moldovean de la acea vreme, Vladimir Voronin, a propus crearea unei noi Constituții și a încercat să găsească o soluție comună de reunificare împreună cu liderul transnistrean, Igor Smirnov. La acel moment exista deja un proces de mediere a păcii, în care erau implicate cele două părți foste beligerante, plus cei trei mediatori, Rusia, Ucraina și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, sau OSCE. Formatul acesta va deveni cel actual, cunoscut sub numele de 5 plus 2, odată cu includerea în 2005 a UE și SUA în procesul de negociere. Cele două puteri vestice au doar statut de observatori, nu de mediatori. În 2003 însă, președintele moldovean de la acel moment, Voronin, a decis să folosească un canal alternativ de mediere. El a apelat la reprezentanții geloasei Rusii, care să fie de fapt singurii consultanți pentru a crea bazele unui document pentru pace. Pare ciudat că tocmai puterea care perpetua toată treaba, susținându-i pe transnistreni cu bani și având militari acolo, să fie cea care să stabilească condițiile păcii. Oricum, era deja un conflict de interese între statutul de mediator și interesele Rusiei. Voronin a trecut peste acest obstacol. Asta arată că Rusia continua să exercite influență și atracție de ambele părți ale Nistrului, cel puțin la acel moment, și nu era doar un simplu mediator dezinteresat. Dar poate să arate și probabil faptul că viața nu e prea dreaptă, mai ales cu statele mici, care nu își pot decide destinul pe cont propriu. Kozak a început să facă o navetă diplomatică între Moscova și Chișinău pentru a scrie ceea ce ulterior a devenit acest faimos memorandum împreună cu Voronin. În noiembrie 2003 se ajunsese la o variantă care părea că poate fi acceptată de toate cele trei părți. Forma era următoarea, în linii mari. Se propunea adoptarea unei noi constituții, prin care Moldova ar fi devenit o federație, cu Transnistria și Găgăuzia fiind părți ale ei, separate de teritoriul federal și cu statut special, cele două ar fi păstrat propriile organe legislative, executive și judiciare. Cireașa de pe tort era faptul că federația ar fi avut un parlament bicameral, iar în Senat, Găgăuzia și Transnistria aveau jumătate din locuri. Practic, orice lege care privea teritoriile respective trebuia să fie trecută prin Senat. Deci, regiunile pro-ruse, care reprezintă o minoritate de cam 20% din populație, puteau să blocheze orice modificare a situației care nu era pe placul lor. Și în privința limbii se găsise o struțo cămilă ca variantă de lucru. Limba de stat era moldovenească, dar limba oficială în toată federația era limba rusă. Diferența între cele două nu era clar precizată. Cele două regiuni cu statut special puteau organiza referendum de separare față de federație, în anumite condiții, inclusiv dacă politica externă era diferită de ce își doreau ele. Rusia obținea, deci, maxim din ceea ce realist putea spera în legătură cu viitorul Republicii Moldova statul devenea o federație neutră, demilitarizată, în care părțile federale pro-ruse și influențate de ruși aveau drept de veto asupra oricăror schimbări majore. Era un fel de adio, dar rămân cu tine, faza pe state. Orice perspectiva a Moldovei de a schimba mai radical orientarea în politica externă, adică o aderare la UE sau NATO, era mai inutilă decât o excursie la cărciuma cu mici din obor pentru un vegan. Deși lucrurile păreau rezolvate la acel moment și Putin își pregătea avionul pentru o venire triumfală la Chișinău, cu câteva zile înainte de ceremonie, Voronin s-a răzgândit. Cauza nu e clară nici azi. Pot fi protestele de stradă organizate de opoziția din Moldova sau faptul că realizase chiar și el, care nu era pro-vestic, că era o afacere proastă pentru moldoveni. Poate că era faptul că pe ultima sută de metri au apărut noi modificări ale rușilor asupra documentului, una dintre ele fiind păstrarea prezenței trupelor ruse pe teritoriul Moldovei până în 2020. Poate că, așa cum a spus Putin, care bagă nesemnarea pactului coza în caseta lui de nostalgie contrafactuale, chiar lângă lacrimile de crocodil, a fost influența vesticilor. Se pare că Voronin ar fi fost sunat de lideri din UE și SUA care l-au determinat să-și modifice decizia. Ei erau nemulțumiți, mai ales de păstrarea influenței militare directe a rușilor în Moldova, dar și de absența unor garanții internaționale. Nici modul în care erau construite raporturile de putere în interiorul federației nu erau unele cu care vesticii să fie de acord. Cu ocazia asta, s-a mai adăugat un episod de frustrare a rușilor în relația lor cu Moldova și alegerile pe care le face ea. A fost și probabil ultimul episod în care a existat o tentativă concretă care s-a apropiat de un rezultat cât de cât palpabil de a încheia conflictul înghețat. Tentativele de discuții și de mediere au continuat în anii următori, dar niciodată nu s-a mai ajuns la un punct al negocierii atât de avansat. Între timp, neobținând federalizarea dorită, rușii au refuzat să finalizeze retragerea trupelor din Transnistria. Ei o promiseseră la un summit OSCE din 1999, organizat la Istanbul, și chiar făcuseră o serie de pași în acea direcție. Trupele sunt acolo și astăzi. Asta deși în 2018 Moldova a reușit cu sprijinul unor state UE să promoveze o rezoluție ONU care cere retragerea completă și necondiționată a trupelor rusești din Republica Moldova. Au fost 64 de voturi pro retragere și doar 15 contra, cu 83 de abțineri. Alături de Rusia au votat lumini ale democrației ca Belarus, Burundi, Cuba, Corea de Nord, Nicaragua sau Venezuela. E însă clar că prezența trupelor rusești e o parte utilă și esențială a Rusiei pentru a îngheța conflictul. E de așteptat ca retragerea să nu se producă în lipsa unui acord mai general, urmat fie de o reuniune, fie de o separare a Transnistriei de Moldova. Cum ar veni, persoana posesivă și a lăsat o groază de lucruri în casa ta și refuză să le mai ia de acolo. Nu doar atât, le folosește și ca pretext să mai facă o vizită din când în când și să verifice dacă nu cumva ai revenit la sentimente mai bune. Poate că cea mai logică explicație pentru faptul că conflictul rămâne înghețat e cea mai simplă. Liniile roșii de netrecut erau și încă sunt probabil atât de diferite pentru fiecare dintre tabere încât un compromis realist e imposibil. Probabil că, într-un fel, situația e valabilă și astăzi, ba chiar diferențele s-au adâncit. Lucrurile s-au schimbat drastic însă, între timp, pe altă dimensiune. Cumva, un pețitor vestic a apărut în zonă, iar Moldova a început să flirteze din ce în ce mai mult cu vestul, în timp ce Transnistria a continuat să se uite duios și galeș către est. <fie> Pretendentul care a schimbat lucrurile a fost Uniunea Europeană. Dacă în anii 90 relațiile Moldovei cu vestul nu erau așa solide, începând cu 2003 lucrurile s-au schimbat. Moldova avea deja semnat din 1998 un acord de parteneriat și cooperare cu UE, dar el nu prea s-a concretizat și nu a avut mari efecte. Relația a căpătat altă dimensiune în momentul în care UE s-a apropiat și geografic de Moldova. Întâi s-a lansat politica de vecinătate a UE în 2003. Apoi, în 2004 și 2007, statele din zona fostă comunistă, cu experiențe asemănătoare cu ale Moldovei, s-au integrat în UE, între ele cele trei foste republici sovietice baltice și România, fiecare dintre ele cu legături cu Moldova. UE ajungea deci să aibă ceea ce Rusia nu poate avea, o graniță directă cu Moldova. În plus, în interiorul UE sunt state care au atât conexiuni puternice cu Moldova, cât și reticențe legate de influența rusească în zonă. Moldova a continuat apoi pașii spre vest în următoarea perioadă, chiar dacă ei au fost de multe ori încetați și a fost o cursă cu multe obstacole. A devenit membra a Parteneriatului Estic în 2009, apoi a Comunității Energetice Europene în 2010. Totul a culminat cu semnarea în 2014 a acordului de asociere Republica Moldova-UE și a unui acord de liber schimb. Par niște chestii tehnice, abstracte, au fost însă, practic, modul prin care Moldova a pus bazele unei oarecare rezolvări a relației care tot trenează cu Rusia. Nu doar că nu a ales o rămânere în sfera rusească, dar a încercat să și evite stagnarea în acea zonă gri. Cele două opțiuni pe care Moscova le-a promovat atât de asidu o timp de 25 de ani sunt deci pe punctul de a fi respinse de Moldova. Situația în Transnistria a fost însă fix opusă. Deși la Tiraspol au venit lideri mai noi în ultimii 10 ani, controlul Rusiei asupra teritoriului s-a solidificat în perioada asta. Alegerea Moldovei de a merge mai hotărât înspre vest a creat o falie și mai mare. Granița de la Nistru s-a adâncit. Transnistria nu doar că a rămas majoritar dependentă de susținerea financiară de la Moscova, dar soldații ruși sunt încă acolo. Peste toate, tronează imensa statuie a lui Lenin din fața Parlamentului Transnistrean, din Tiraspol. Ea simbolizează într-un mod chici modul în care identitatea oamenilor din Transnistria rămâne ancorată înspre est, cultural și social. Mirajul sovietic și socialist s-a mai estompat, iar realitatea e mai complicată. După acordul dintre UE și Moldova, o parte a firmelor din Transnistria vând produsele pe piețele vestice, folosind acte moldovenești la vamă. Legătura cu Rusia rămâne totuși esențială. Inclusiv în acest context, pentru regim și mulți dintre locuitorii din Transnistria, salvarea poate veni doar dinspre Est. O reunire cu Moldova, sub o formă federală, pare acum aproape exclusă, pentru că ar presupune intrarea sub sfera de influență vestică. Pentru transnistreni, soluția rusească a devenit în ultimii ani singura soluție. Întreținută de regim și susținută de Rusia, crearea unei identități transnistrene, mai degrabă afiliată Rusiei decât partea Moldovei, pare să fie unul dintre puținele proiecte reușite în ultimii 30 de ani. Oricât de artificial ar părea, divizarea e mai mare decât oricând, iar o soluție comună, negociată, din ce în ce mai îndepărtată. Pe de altă parte, paradoxul care apare e că, deși există un flirt între Moldova și UE, perspectiva unei relații consolidate sau a unei căsătorii e încă departe. Perspectiva integrării Moldovei în Uniunea Europeană nu pare probabilă și nici posibilă în viitorul foarte apropiat. Totuși, în ipoteza în care ar deveni mai favorabil contextul general, una dintre întrebări este cum se va putea integra Moldova fără a rezolva acest conflict înghețat. Un oarecare precedent ar exista. În fond, Ciprul este membru al UE, deși statul nu controlează partea nordică a insulei. Poate că aici ar fi totuși prea mult ca pe teritoriul unui stat UE să fie soldați ruși chiar și deghizați în trupe de menținere a păcii. Pericolul e ca, cu cât relația dintre UE și Moldova s-ar adânci, semn clar că Moldova întoarce spatele Rusiei, gelozia acesteia să crească. Pusă în postura în care nu poate construi o realitate care să-i convină, e foarte probabil ca Rusia să prefere să distrugă o realitate care nu e tolerabilă. Într-un semn că nu mai poate ține pasul cu evoluțiile din Moldova, rușii încă mai speră la reactivarea planului de federalizare. Longevivul ministru de externe Lavrov a glosat nostalgic pe tema asta ultima oară în 2019. Pare însă evident că acel tren al istoriei a trecut prin gară, nu a oprit și nu se va mai întoarce niciodată. Din păcate, la fel de clar e că orice soluție viabilă presupune un compromis care să fie acceptat de Rusia, cel puțin cât timp Transnistria e sub controlul unui regim prorus. Și poate pentru Rusia poate fi satisfăcătoare chiar și această variantă. Dacă nu poate dezgheța conflictul în termenii pe care îi vrea, va avea grijă să rămână înghețat. Iar cât timp conflictul înghețat încă mai are o relevanță, dacă măcar blochează drumul vestic al Moldovei, pentru Rusia parte din scop e atins. Cu alte cuvinte, dacă Rusia nu mai poate crea o relație cu Moldova folosind Transnistria ca monedă de schimb și apoi cal troian, poate apela la planul B. Și el e șocant de simplu. Refuzi să semnezi actele de divorț și folosești Transnistria ca metodă și pretext de a prelungi partajul. Această tranziție între cele două opțiuni arată cât de mult s-a schimbat contextul în ultimii 15 ani. Prima opțiune a devenit mai desuetă după 2003, iar a doua e din ce în ce mai mult ultima și unica soluție. Federalizarea și intrarea în spațiul rusesc de influență au dispărut din meniu, dar a rămas posibilitatea păstrării Moldovei în zona gri, blocajul drumului spre vest. Schimbarea naturii relației între Ucraina și Rusia după evenimentele din 2014 cu conflictul din Donbass și anexarea Crimeei a mai adus încă o bătaie de cap pentru ruși. Transnistria a ajuns acum să sufere de un blestem al geografiei. E la mijloc între două state care cooperează și merg împreună, fiecare cum poate, în direcții vestice, întorcând spatele către Rusia. Teritoriul separatist devine deci o insulă care merge contra curentului, ceea ce îi complică viața și îi reduce atractivitatea ca instrument. Relația mai rece cu rușii a făcut ca ucrainenii să permită moldovenilor să pună posturi de control la granița dintre state în ultimii ani. Chiar dacă nu stăpânesc tot teritoriul, moldovenii își stăpânesc în sfârșit măcar toate granițele. După mai mult de 20 de ani, Transnistria e izolată economic. Contrabanda și traficul ilegal care susține au economia locală și-au redus intensitatea. Pentru a supraviețui economic și a face comerț cu exteriorul pentru firmele transnistrene, era nevoie de gestul umilitor de a face rost de acte moldovenești. În plus, traumatizați de vizitele omuleților verzi sprijiniți de Kremlin, ucrainenii au început să susțină și ideea retragerii trupelor rusești din Transnistria. Încă o lovitură, deci, pentru Transnistria, înconjurat acum de vecini neprietenoși. Cât timp Rusia exercita o influență mai pregnantă în Ucraina sau acolo era un regim mai prietenos, era posibil să existe și o toleranță mai mare legată de Transnistria. Comportamentul autoritar al regimului, sprijinul rusesc și contrabanda erau tolerate de Kiev, ajutând Rusia și pe separatiști. În condițiile date însă, cu Georgia, Ucraina și Moldova semnând în mai 2021 un acord pentru cooperare, pentru integrarea europeană, Transnistria devine complet izolată. Izolarea crește costurile Rusiei pentru a susține economic regimul și nivelul de trai al oamenilor, pensiile fiind, spre exemplu, plătite parțial de ruși în regiunea separatistă. În același timp, scade potențialul de folosire a zonei ca instrument de șantaj. Vântul geopolitic bate din ce în ce mai tare înspre vest, iar Transnistria merge complet contra curentului. În plus, pare că influența militară a Rusiei și ambițiile ei geopolitice au devenit mult prea mari raportat la puterea ei economică. Chiar dacă poticnit și cu probleme din cauza politicii interne și a conflictelor, pentru Moldova, atracția economică a Uniunii Europene a devenit în ultimii ani mai puternică decât cea pe care Rusia o poate exercita. Folosind alte mijloace. Metodele rusești rămân eficiente pentru a bloca lucrurile și a împiedica un progres mai rapid, dar nu par a fi destul de sofisticate pentru a ține Moldova în orbita rusească. În ultimii ani, odată cu acordurile economice între UE și Moldova, chiar și Transnistria a devenit mai integrată economic cu vestul. Multe dintre exporturi merg acolo. Realitatea economică nu se mai identifică deci complet cu ideologia oficială deși Tiraspolul rămâne un satelit ferm al Moscovei. În schimb, pur și simplu, Moldova e ca un corp care mergea prin spațiu geopolitic învârtindu-se în jurul Moscovei, dar acum centrul de greutate se mută înspre vest, spre Bruxelles. Puterea de atracție a planetei Bruxelles nu e totuși încă destul de mare ca să neutralizeze influența Moscovei și nici nu e clar când și dacă o va face. Moscova nu a stat cu mâinile în sân în toți acești ani. Ea continuă să încerce toate metodele pentru a păstra zona în sfera ei de influență. Integrarea economică a Moldovei într-un spațiu post-sovietic dominat de Rusia e o distopie în acest moment. Influența rusească rămâne totuși și creează clivaje și blocaje. O face atât între Prut și Nistru, cât și între cele două maluri ale Nistrului. Între prot forma în care o face ar merita o abordare separată și nu voi discuta pe larg despre ea acum. Ce merită spus e că metoda folosită a variat în timp, dar mai întotdeauna a presupus existența unei partide ruse în Republica Moldova. Ea a funcționat ca o coloană a cincea, adică un agent care să promoveze interesele rusești chiar și într-o formă deghizată, sau ca urmare a unei înțelegeri secrete. Forma soft de influențare a politicii moldovenești presupune o corupere a elitelor locale, inclusiv prin finanțarea directă a partidelor rusofile, combinată cu manipularea populației prin mass media de limbă rusească din Moldova. Cea mai recentă exemplificare e personalizată de fostul președinte Igor Dodon, liderul Partidului Socialist din Moldova. În pregătirea alegerilor parlamentare anticipate, care urmează pe 11 iulie, el s-a aliat cu fostul președinte Voronin, liderul Partidului Comunist, pe care îl trădase cu 10 ani în urmă. Rămâne de văzut dacă influența rusească va reuși să stopeze scăderea în popularitatea lui Dodon, care a pierdut alegerile prezidențiale de anul trecut în fața pro-europenei Maya Sandu. E posibil însă ca rușii să piardă încă o dată mergând pe mâna lui. Pentru a urmări rezultatele și analiza asupra consecințelor votului, vă recomand cu căldură să intrați pe site-ul veridica.ro, locul unde veți putea afla și cum au decurs lucrurile pe 11 iulie și ce urmează pentru Moldova în viitorul apropiat. Dacă pe malul drept al Nistrului strategia Moscovei din ultimii ani n-a fost cea mai de succes, în stânga Nistrului Putin poate fi ceva mai satisfăcut. Aici influența directă a UE e mult mai redusă, atât prin portofele cât și legat de ce visează oamenii. În cei 30 de ani de separare, statul fantomă a căpătat contur cu instituții create, chiar dacă arhitectura instituțională s-ar prăbuși fără banii rușilor. Propaganda inoculată legată de necesitatea despărțirii de Moldova opresoare și de pericolul Deturnării Transnistriei către vest în cazul reunificării au influențat și ele populația locală. Mai mult, folosirea Transnistriei ca instrument de blocaj și negociere cu Moldova a rămas o strategie valabilă, chiar dacă cu efecte mai reduse. Un exemplu mic, dar concludent, e deschiderea a trei secții de vot în regiunea controlată de separatiști pentru alegerile care urmează pe 11 iulie. Comisia electorală, influențată de partidele pro-ruse din Moldova, a decis să permită deschiderea lor, deși autoritățile moldovenești nu controlează zona. Și nu pot verifica votarea. E nu doar o metodă de a sprijini partidele prorusești la alegeri, dar și de a crea un pic de haos în procesul electoral, încercând să saboteze legitimitatea întregului demers. Chiar și în Transnistria însă, dominația rusească a devenit una mai fragilă. Duma de stat din Rusia, parlamentul lor, a dat o declarație în iunie 2021, criticând blocada transnistriei de către Ucraina și Moldova. Ei o acuză pe Maia Sandu că vrea să distrugă procesul de negociare și o acuză de distrugere a mecanismului unei operațiuni de menținere a păcii în regiune. În traducerea din fake news în realitate, cele două critici mai degrabă înseamnă că poziția președintelui moldovean actual strică fengșuiu rusesc. E ca în bancurile de la Radio Erevan și anume fix invers de cum spun rușii. Sabotarea procesului de negociere înseamnă de fapt respingerea presiunilor rusești legate de Transnistria, procesul de negociere fiind de multă vreme blocat. Îndepărtarea mecanismului de pace ar însemna plecarea soldaților ruși de acolo, ei fiind mai degrabă un obstacol decât o soluție pentru pace. Criticile formulate de Parlamentul Rus par un semnal că Rusia simte că pierde controlul asupra jocului geopolitic. Pe lângă Ucraina, ei acuză și România, SUA și UE că se amestecă în treburile interne ale Moldovei, sprijinind acțiunile neprincipiale ale tovarășei Maya Sandu. Moldova pare că se îndreaptă spre vest și e posibil ca nici măcar existența conflictului înghețat din Transnistria să nu poată ajuta Rusia să schimbe această realitate. Cu diferențele mărindu-se între cele trei părți ale triunghiului conjugal, întrebarea devine dacă poate exista totuși un divorț amiabil și ce formă ar putea avea. În termeni obiectivi, sunt mult prea mulți factori care fac imposibilă dezghețarea conflictului într-un mod pașnic. Competiția geopolitică între Bruxelles și Moscova e mai aprinsă decât în trecut. Distanța între cum se văd lucrurile pe cele două maluri ale Nistrului pare mai mare decât niciodată în acești 30 de ani. Instituțiile și statul moldovean rămân destul de slabe, iar eforturile lor sunt mai degrabă îndreptate către integrarea vestică și dezvoltarea economică. Toate astea fac conflictul să pară mai înghețat decât un explorator excentric de secol 19 în drum spre cucerirea polului sud și fac rezolvarea la fel de probabilă ca întoarcerea exploratorului Teafăr din expediție. Au trecut însă 30 de ani de la despărțire și dacă vor mai trece 20 fără dezgheț, Transnistria și Basarabia vor fi trăiți separate deja mai mult decât au fost vreodată împreună. Pe un perete al unui bloc comunist din Tiraspol, tânărul Ivan a scris în engleză I love you so, but why I love, I never know. Te iubesc atât de mult, dar niciodată nu știu de ce. Sunt versurile unei melodii a trupei franceze Cassius, Semn că totuși chiar și transnistrienii se mai uită și ei către vest. Pare că mesajul sintetizează foarte bine dezechilibrata relației dintre locuitorii teritoriului separatist și Rusia. Ivan știe însă, probabil și el, la fel de bine ca noi, că Moscova, de cele mai multe ori, nu prea crede în lacrimi, nici în iubire. Și că, din păcate sau din fericire, în acea relație, dragostea trece de cele mai multe ori, mai ales prin stomac. Probabil că ceva asemănător, dacă nu scris, poate măcar gândit, dar despre vest, nu despre Rusia, gândește și Ion în Chișinău. Poate că pare artificial această despărțire și e foarte ciudat cum oameni care interacționează și au un trecut comun de decenii ajung să fie atât de diferiți. Lăsând la o parte geopolitica și pe cei care iau deciziile, poate că totuși fiecare dintre cei doi, Ivan și Ion, are dreptul ca visul lui să se îndeplinească oricât ar fi ele de contradictorii, poate nu trebuie să se excludă reciproc. Dreptul ăsta de îndeplinire a viselor nu e trecut în Constituție. E posibil totuși ca pentru ei să nu fie nevoie să aștepte 50 de ani așa cum a făcut bunicul meu, oricine ar fi cel care trebuie să vină. Sau poate că nu se poate, visul e prea absurd sau cel ce trebuie să vină nu mai există. În fond, în multe momente, perversitatea istoriei pare nemărginită și nu văd de ce acesta n-ar fi unul dintre ele.